La cina cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină pe azimile cale, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și foarte pregătită. Dar vai, uitase gazda o slugă trimite, un rob sau o copilă, ca după vremii lege, curaua de pe gleznă cu grijă s-o dezlege să le aline talpa de colbul de pe drum. Și acum, cei 12, sfielnic oarecum, se întreba un cuget, cum vor ședea la rugă? Și cine o să-și pună ștergarul cel de slugă? O, iată-i cum se încruntă, privind cu tulburare când vasele cu apă, când praful de picioare. Și Duhul îi întreabă cu șoapta lui ușoară, nu vrei să-ți pui tu, Petre, ștergarul astă seară? Chiar eu nu se cade, eu doar sunt mai bătrân. Dar tu, cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul între ei. Dar tu ce ții doar pungă. Eu am făcut de ajuns, am cumpărat merinde și mielul l-am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist, se luptă în mine umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu. Și în fiecare cuget răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și haina și băruntru în unghier, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer și a înfășurat ștergarul. S-a plecat ușor să-și spele ucenicii ca rob al tuturor. De atunci pe apa vremii atâția ani s-au dus și acum, a câta oară? Să pleacă iar Iisus să întrebe, tot în Duhul, pe cei ce-l înconjoară. Nu vrei să-ți pui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară? Tu, soră Mărioară, tu, Radu, tu, Mihai, frumos va fi odată acolo sus în rai, dar azi sunt mii de mari. Necazul greu se curmă. Nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un ciob. Nu vrei să fii tu, frate, al fraților tăi rob? Sunt rănile îngrijite. Sunt mucuri ce se sting, batiste în care lacrimii taine se preling. Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere. Sunt oameni singuratici lipsiți de o mângâiere. Sunt prunci rămași acasă, cu o mamă în spital. Bolnavi care așteaptă un salvator semnal. Se ceră osteneală și jertfă onor și nopți de priveghere și iarăși muncă în zon. Nu mănuind cuvântul când harul nu ți-e dat, cât mătura și apul și rufa de spălat, cât cratița, toporul și roata la fântână, ciocanul în tabla casei și în gard la vreo bătrână. Să stai de veche noapte la cât un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rabzi și să mângâi. Să-l scoți apoi la soare și să ia linia mărul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu? Nu se cade, eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu sunt prea tânăr, eu stau lângă stăpân. Chiar eu nu am vreme. Eu am făcut de ajuns. Chiar eu.
să aud același trist răspuns. Atunci, lăsând să-i cadă cununa lui și haina, iubirii fără margini, trăindu-i iarăși taina, încet, a câta oară, să pleacă iar Iisus și plin de atâtea gânduri, ștergarul iarăși a pus. Și așa cum o mlădiță să pleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii se așează în genunchi. La jocul fără slavă, Iisus iar se înjugă. El, împăratul vieții, e iarăși rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii, murdari de ei țărână. Iisus vă spală iarăși, cu propria sa mână. Veniți, voi ce-mi păcate nădejdea vi se frânge, Iisus vă spală iarăși, cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul. Luați cu drag ștergarul alături de Domnul și nu uitați, pe cale orice lucrare e bună. Dar cine ia ștergarul? Acela ia